asistăm la un eveniment cu un cerc restrâns de participanți. În pauză, cu toții au fost invitați la o gustare. Nimic deosebit până aici, doar că bucatele au fost pregătite, livrate și servite de câțiva tineri cu dizabilități. Astăzi în meniu avem tartine, plăcinte, dulci și plăcinte sărate. Aici avem canapele și aici avem frigăroi. Firma de catering Floare de Cireș este una dintre puținele întreprinderi sociale din Republica Moldova. 7 din cei 13 angajați ai companiei sunt tineri cu deficiențe mentale. Aici au învățat o meserie și au obținut un loc de muncă plătit. Totul a început de la o cantină socială deschisă în satul Răzeni, raionul Ialoveni, de o asociație obștească din localitate, în parteneriat cu o organizație din Austria. Am gândit foarte mult în ce domeniu am putea să lansăm noi această afacere socială. Cea mai simplă idee care ne-a venit nouă este să dezvoltăm o companie care să lucreze în domeniul alimentației publice, fiindcă de obicei toate persoanele acasă au o bucătărie, cât de cât mare sau mică, prepară mâncare împreună cu părinții și ne-am gândit că acești tineri, indiferent chiar dacă au dizabilități, ei pot fi integrați cu ușurință în asemenea munci casnice. Eu și acasă gătesc, fac borșuri, supi, frișc fac, cașuri, îmi place să fac, pireu fac, tot. Mă descurc foarte bine aici. Nici n-am crezut ca să ajung aici. Ce faci tu de obicei? Spăl veselă, mai mult. Aha, și încă? Curăț cartofi, ceapă, tai. Bucătăresele spun că fetele sunt muncitoare și foarte responsabile. Înainte de a tăie, de a curăță cartofii, noi ce trebuie să facem? Să le spălăm, le curățăm frumușel și le pregătim pentru, okay, pentru pireu, așa. Așa, eu văd că tu știi, așa? Deja eu andam de când lucrez și tu cunoști lucrurile. Cred că este corect să le dăm o șansă, deoarece dacă își dau stăruința și depun suflet în ceea ce fac, poate să facă, adică și persoanele date cu dizabilități, tot poate să facă treabă bună. Pentru acești tineri, care au stat înainte mai mult pe acasă din cauza problemelor de sănătate, serviciul este și locul unde învață să comunice, ne spune Bonita. Americanca, în vârstă de 73 de ani, a lucrat toată viața în domeniul afacerilor, iar acum ajută la dezvoltarea întreprinderii sociale din Răzeni. The people who work here are wonderful. Their lives have changed dramatically. In the beginning, one of the young women's mother used to walk her to work, and now she's out walking in the village all by herself on Sundays. They now have money to spend and they enjoy talking with people. They interact with the people that we serve. So it's been wonderful watching them grow and to become so independent. Cantina socială are și propria seră, unde cresc până toamna târziu legume ecologice. Noi ne stăruim că să nu le punem mari îngrășăminte, că asta noi singuri și mâncăm urajaiul ăsta. Dar mai mult eu astă vară le-am făcut cu compost. O parte din aceste produse merge în vânzare, alta ajunge în bucatele pentru recepții, dar și pentru prânzurile calde, livrate de 3 ori pe săptămână la 24 de bătrâni din sat. Doamna Barbara, bună ziua! Iacă, v-am adus azi prânzul. Iacă, poftim pe cartofi. Și iacă, o leagă, salată la cartofi. Ce este? Ce da Dumnezeu? E bună mâncarea! Bună! Acest magazin din Chișinău este o altă afacere socială. Atunci când cumperi ceva aici, faci automat o donație. Eu voi lua această păpușă drăguță, mai ales că este și foarte ieftină. Mulțumesc! Explicația e simplă. Toate mărfurile din magazinul cu nume sugestiv Nou din Nou sunt la mâna a doua, oferite gratuit de organizații din Olanda și Belgia. Cu banii din vânzări, persoanele cu probleme de vedere sunt ajutate să-și găsească un loc de muncă sau să-și deschidă o mică afacere. Persoana lansează o afacere, devine mai sigură în puterile sale, devine mai fericită, familia în care el trăiește începe să-l prețuiască mai mult, el adaugă valoare la familie, la societate, nu mai trăiește pe pensie sau pe indemnizație, iată la ce ajungem noi în final. La o persoană care știe ce dorește de la viață
și care poate să spună fiecăruia: eu nu sunt o persoană cu dizabilitate, eu sunt personalitate, sunt antreprenor. O astfel de personalitate este și Sergiu Bumbu, un tânăr cu vedere slabă care de 5 ani are o afacere ce îi aduce un venit stabil. Într-un mic chioșc amenajat în holul Teatrului Cehov, Sergiu oferă servicii de copiere, scanare și imprimare. Până a devenit propriul patron, a lucrat în câteva firme, dar a simțit că nu este privit cu ochi buni de colegi. Ти можеш бути класний, способний, але ти не дуже добре виглядиш, ну, по сравнению з другими якимись ідеалами. Вот. І тоді, ну, як-то к тебе не дуже добре відноситься. А зараз? Як твої клієнти тебе сприймають? Восприймають нормально. Вони мене сприймають по качеству роботи, красиво, швидко, недорого, ну, як би вот это вот. И возможность там, может, я делаю что-то лучше, чем другие. O afacere socială nu înseamnă neapărat locuri de muncă pentru persoane defavorizate. Poate fi și o companie ce descoperă o anumită problemă în societate sau un serviciu lipsă și vine cu soluții. De exemplu, doi tineri cu studii în România promovează în Republica Moldova educația prin joacă. Ei nu doar vând jucării ce dezvoltă gândirea și îndemânarea, dar și organizează gratuit ateliere pentru copii, părinți, educatori și profesori. Am identificat mai multe probleme, precum lipsa jucăriilor educative și materialelor didactice, lipsa atelierilor pentru dezvoltarea creativă și gândirii critice, faptul că copiii petrec prea mult timp în fața televizoarelor și părinții nu au timp să aleagă o jucărie potrivită. Majoritatea jucăriilor sunt din lemn și colorate cu vopsea ecologică. Unele sunt fabricate în Moldova, iar fiecare produs nou este testat de copii. Aici, de exemplu, am făcut un atelier în care am rugat copiii ca fiecare dintre ei să asocieze forma unui raion cu orice. Știți ce a zis copiii că înseamnă? Nu. Cu broscuț, cu coronița. Asta a zis că înseamnă cu... Există o pasăre tare frumoasă, gri, cu ciocășa. Astfel, noi învățăm raioanele prin asocieri cu ceva. Conceptul de antreprenoriat social este încă puțin înțeles în Republica Moldova. De cele mai multe ori, moldovenii percep afacerile sociale ca pe niște fundații de caritate. De fapt, este vorba de niște companii în toată regula, care urmăresc însă mai degrabă să rezolve niște probleme sociale decât să-și sporească veniturile, explică Peter Vlad Ianusevici. Expertul conduce o academie ce oferă gratuit cursuri unor colective din contul celor care își permit să plătească. Că Moldova încă e relaționată într-o mentalitate care aparține unui secolul 20, parcă n-am făcut pasul spre secolul 21. Asta însemnând și faptul că un om de afaceri trebuie să aibă profit. În același timp, în Republica Moldova nu există nici măcar o lege care ar defini afacerile sociale, iar autoritățile le pun pe același cântar cu celelalte companii. Încercăm să batem în ușă și să vorbim despre facilități pentru afacerile care aduc un bine în societate și care încearcă să dezvolte laturile care statul nu reușește. Teoretic ar trebui să fie ajutate business-urile sociale. Pe de altă parte însă, trăim într-un spațiu atât de mioritic, încât în clipa în care se vor face facilități pentru business-urile sociale, o să avem sute, mii, zeci de mii de business-uri așa numite sociale, iar oamenii vor fi la fel de minunat interesați să păcălească statul, așa cum sunt și acum să facă evaziune fiscală. În Uniunea Europeană, sectorul economiei sociale este în creștere și reprezintă deja 10% din totalul companiilor, având peste 11 milioane de salariați. În Republica Moldova, întreprinderile sociale pot fi numărate pe degete, în timp ce problemele pe care le-ar putea rezolva sunt nenumărate. Bună oară ar face pur și simplu fericiți mii de oameni care acum sunt la mila statului și în grija rudelor. Până a intrat în acest lucru, pe mine părinții mă ajutau, dar după ce am intrat în acest lucru, părinții au un ajutor din partea mea, un salariu, eu cu mare bucurie redau în mâna lor. Din salariul meu ne-am cumpărat mult, foarte multe lucruri. Și îmbrăcăminte, și încălțăminte, de toate. Încă mai ajutam un frate student care tot îl ajut cu bani. Și de măcar zic, Doamne, fratele meu, duci undeva la lucru sunt și eu să lucrez, fac o capică. Și ca Dumnezeu ne-a purtat de grijă.